În perioada 18-22 aprilie 2022 se desfășoară la Deva concursul național pe meserii calificarea profesională mecanic auto. Parteneri ai evenimentului sunt Instituția Prefectului Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara, Primăria Municipiului Deva, Primăria Municipiului Hunedoara, Dacia Service Deva, Facultatea de Inginerie din Hunedoara, Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva și Liceul Tehnologic Transilvania Deva. Luni, în prima zi a competiției, a avut loc festivitatea de deschidere în sala Spiru Haret de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în prezența oficialităților locale și județene, membrii juriului, profesori însoțitori și elevii participanți la această competiție națională. În deschidere a vorbit din partea inspectoratului doamna Dana Cioară, inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic, cea care i-a invitat la microfon pe moderatorii întâlnirii, elevi la Liceul Economic Emanuel Gojdu din Hunedoara. Stimate doamne și stimați domn profesori, dragi colegi, Irina Cernat și Emanuel Nituică vă urează bine ați venit la Deva. Emoțiile și tensiunile acumulate de-a lungul întregii zile au fost risipite printr-un moment artistic de excepție al quartetului Cuore. În continuare, moderatorii evenimentului i-au prezentat pe toți competitorii veniți din 37 de județe din țară. Participanții sunt elevi de la învățământul profesional, calificarea mecanic auto, cei care au ocupat locul întâi în județele de proveniență, fiind însoțiți de către un profesor de specialitate. Concursul se desfășoară pe baza unei metodologii eliberate de Ministerul Educației și constă într-o probă scrisă, ce va avea loc marți dimineața la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva și una practică ce se va desfășura joi la Agentul Economic, respectiv Dacia Service Deva. Comisia Centrală de Jurizare a fost numită de către minister, fiind alcătuită din 12 persoane, profesori de la licee tehnologice din țară, iar președintele este un cadru didactic universitar în persoana domnului Gelu Ovidiu Tirian, decanul Facultății de Inginerie Hunedoara, existând și un președinte executiv, domnul Vasile Borza. A urmat la microfon și a adresat cuvinte de bun venit și succes în concurs doamna Maria Ștefănie, inspector școlar general. Domnia sa a prezentat Comisia Centrală de Jurizare, mulțumindu-le pentru prezență și implicare oficialităților locale și județene, tuturor directorilor de la liceele tehnologice, profesorilor de specialitate și elevilor. Oricum, să treceți această competiție la capitolul de experiențe pozitive, indiferent de rezultatul pe care îl obțineți. Mult succes tuturor! Mulțumesc! Au luat cuvântul domnul președinte al Comisiei Centrale Gelu Ovidiu Tirian, domnul Vasile Borza, președinte executiv, Florin Oancea, primarul municipiului Deva și Călin Marian, prefectul județului Hunedoara. Seara s-a încheiat cu un număr de dans al trupei de fete Mystic din Deva, elevele fiind aplaudate de către toți cei prezenți. Thank you.
Mulțumim de participare și declarăm deschisă ediția din acest an al etapei naționale a concursului național pe meserii domeniul mecanică la calificarea mecanică auto. Competiția a fost declarată deschisă, iar meseriașii vor pleca să se odihnească, pentru că îi așteaptă zile de foc, la finalul cărora se vor acorda premii în funcție de mediile calculate la probele de concurs, media obținută la proba practică fiind cea mai importantă.